A fost razie miercuri seară la Slatina. În intervalul orar 19-22, polițiștii olteni au desfășurat controale pe străzile din oraș pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Acțiunea i-a vizat pe șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive, dar și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 20.000 de lei, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Au fost reținute mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare. Doi șoferi au fost prinși cu viteză excesivă. Unul dintre ei circula pe strada George Poboran din Slatina cu viteza de 106 km pe oră, pe un sector de drum cu limita maximă de viteză de 50 de km pe oră. Iar celălalt a fost depistat pe strada Pitești cu 103 km la oră, tot pe un sector de drum unde limita maximă este de 50 de km. Cei doi tineri au fost sancționați contravențional, iar ca măsură complementară, polițiștii le-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile, fiindu-le eliberată o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație 15 zile. Reprezentanții IPJ Olt spun că astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de disciplină pe drumurile publice.